Verben, numărul 1 în tratamentul T1. UPL vă recomandă Select Super, erbicid sistemic post-emergent, controlează gramineele anuale și perene. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spun Ovidiu Ghinea la prima ediție din această săptămână de Agricultura la Raport. Va fi o săptămână interesantă cu multe evenimente. Miercuri începe Indagra aici la Romexpo. Vă invit și pe dumneavoastră să ne vizitați pe noi, să vedeți târgul. Voi avea transmisii în direct chiar de acolo din cadrul expoziției și cred că e un prilej bun de socializare, de a mai discuta, de a mai vedea ce se petrece în zona asta. Vor fi foarte mulți actori, jucători din zona de agribusiness prezenți la Romexpo, așa cum o fac în fiecare an. Dar până să ne vedem miercuri la Indagra, vă propun să urmăriți ediția noastră din această seară de Agricultura la Raport, pentru că vorbim, discutăm despre schimbările climatice, despre ceea ce se mai poate face în măsura în care avem niște soluții, totul e să știm să le valorificăm și atunci când vremea ne permite, atunci când toate datele ne sunt favorabile, să putem să recurgem la ele, să apelăm. Tocmai de aceea, în această primă oră de emisiune, am invitat alături de mine două doamne și un domn. Nu întâmplător sunt reprezentanții ai fermierilor, dar și al unor asociații care practic asta fac, cercetează, inovează și vin către noi, către cei care avem nevoie de tehnologie și avem nevoie de genetică. Așadar, de la această oră, aici la Agro TV, la Agricultura la Raport, doamna Alina Mihai, director executiv AISR. Bună seara, mulțumesc pentru prezență, pentru participare. Bună seara și mulțumesc pentru invitație, onoare ca de fiecare dată. Mulțumesc frumos. Doamna Iulia Blagu, reprezentant FAPPR și fermier întâi de toate. Bună seara și noi astăzi, mulțumesc Bună pentru prezență. Bună seara și eu vă mulțumesc foarte mult. Este o șansă ca eu să povestesc despre ce se întâmplă în fermele din zona mea. Corect și, nu în ultimul rând, Cosmin Iancu, fermier. Bună seara și ție, Cosmin. Dacă doamnelor m-am adresat cu dumneavoastră, ție îmi permit să te tutuiesc, că ne știm de mai mult timp și pot să spun e corect că suntem... să fie așa. Da. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și eu pentru prezență. Întâi de toate, vreau să vorbim un pic despre ceea ce se întâmplă în momentul de față. Asistăm cu toții la niște lucruri total neobișnuite pentru cei mai mulți dintre noi. Chiar ascultam zilele trecute o prognoză care ne spunea că data de 21 octombrie a anului acesta a fost cea mai caldă zi de 21 octombrie din istorie, practic. Temperaturi foarte mari, foarte ridicate. În condițiile astea, plantele care au apucat să răsară sunt total stresate, bulversate. Nevoia asta de apă o cunoaștem cu toții, cred că nu mai e nevoie să o rediscutăm, dar cu toate acestea lucrurile sunt în momentul de față destul de complicate. Din zonele din care dumneavoastră veniți, respectiv Ilfov și Ialomița, rezerva de apă cum se prezintă, doamna Blanc? Prost spre foarte prost. Uh-huh. Aș începe cu acest aspect. Seceta nu este doar un cuvânt spus des de fermierii din România în ultimii ani. Este clar un fenomen amplu. Vorbim de secetă pedologică fără doar și poate. Vorbim de o schimbare în paradigmă, schimbare în modul în care privim agricultura. Noi am preluat ferma de la tatăl meu, sau suntem în procesul de preluare, eu și soțul meu. Tot ceea ce știam că se întâmpla în fermele noastre
dintr-un județ care de altfel era fruntaș întotdeauna în agricultura românească, vorbim despre Ialomița, în acest moment nimic nu mai pare la fel de predictibil, sau de fapt nu mai este deloc predictibil. Și ceea ce pe noi ne afectează mai mult decât toate celelalte mecanisme ale agriculturii, ale agribusiness-ului, este clar seceta. În acest moment, în orașul meu, în Urziceni, în ultimele 3 luni am avut 40 de litri în 2 ploi. Rapița noastră nu a răsărit, nici nu cred că mai avem o rază de speranță. Nu doar noi, deci nu este o chestiune care ține de tehnologiile aplicate de fermieri. Este evident că chiar și în cazul fermelor mult mai mari și mult mai tehnologizate, chiar și când vorbim despre agricultura... Tehnologia asta, iertați-mă, poate să funcționeze până la un punct. E clar că natura are rolul ei și de acolo ea joacă un rol decisiv, pot spune esențial. Ce ține de dumneavoastră sau ce ține de fiecare dintre dumneavoastră se poate realiza cu un efort mai mare, cu specialiști, dar dacă nu există apă, ce soluții practic vedeți încât să mai avem culturile respective sau trebuie să ne reorientăm către altceva? Dar către ce e întrebarea mea? Către ce? Chiar către subiectul din această seară, că noi... căutăm cu disperare și ne agățăm cu disperare de tot ceea ce ține de știință, cercetare, biotehnologie. Dacă există o variantă prin care cel puțin stresul abiotic poate să fie combătut sau ameliorat, nu putem să acceptăm că nu suntem prinși în această variantă, că Uniunea Europeană, că noi ca România suntem cumva lăsați în spate și că nu mai putem să fim competitivi la un nivel global din acest motiv. Dacă există tehnici prin care plantele pot să fie ameliorate și să reziste mai bine, să tolereze mai bine seceta, cred că avem nevoie de aceste soluții ieri. Da. Există, doamna Mihai, astfel de lucruri, încât plantele să ne ofere o perspectivă pentru viitorul nu foarte îndepărtat, că totuși trebuie să ne raportăm la o perioadă cât de cât rezonabilă de timp. Există, cercetarea are răspunsuri. Din păcate nu avem o legislație încă, suntem în curs de o avea. Este foarte important ca în perioada următoare toată agricultura europeană să se uite către legislația privind noile tehnici genomice. Pe 5 iulie, o zi istorică aproape, a apărut propunerea de regulament. Este foarte important ca în perioada următoare toate statele, fermieri din toate statele de altfel, să discute și să solicite ca această legislație să fie votată și să fie într-un timp cât mai scurt Biblia pentru noile tehnici de ameliorare. Pentru că fără ea, din păcate, nu putem face nimic. Degeaba avem rezultate ale cercetării, degeaba pentru secetă, da? Există un răspuns în laborator dacă legislația europeană nu ne lasă să venim în preîntâmpinarea acestor probleme. Europa este codașă din acest punct de vedere. De exemplu, Marea Britanie, care a ieșit de curând din Uniunea Europeană, în primăvara acestui an, a ieșit cu o legislație privind noile tehnici de ameliorare. Ei acum pot fi cu un pas înainte, da? Brexit-ul n-a fost neapărat pentru ei un eșec din punctul ăsta de vedere și pot veni cu produse care să răspundă nevoilor. America e de mulți ani în față, ei deja se gândesc la cum să răspundă nevoii din zona de zootehnie, dacă partea asta de cultură mare și legume și în general partea vegetală au reglementat-o. Acum ei sunt cu 2 pași înainte și se gândesc la partea zootehnică. Din câte știu, caut acum soluții pentru pesta porcină africană. Adică e clar că totul avansează și că cercetarea
are acum răspunsuri, dar, cum ziceam, fermieri din toată Europa trebuie să pună presiune în următoarea perioadă către europarlamentarilor, către guvernele lor și să spună sus și tare că au nevoie ca să aibă competitivitate. Degeaba te lupți pe o piață unde armele nu sunt egale, da? Adică fermierii europeni nu au aceleași arme ca fermierii din celelalte țări non-europene. Altfel spus, există niște soluții, niște variante, numai că ele trebuie să adoptate și implementate. Asta lipsește fermierului european în competiția asta internațională, că putem vorbi exact de o competiție. Altfel vom deveni net dependenți de America și de alte țări care produc pentru piața mondială. Ziceați dumneavoastră că rolul asociațiilor trebuie să fie unul mai puternic, o implicare mai mare din partea tuturor, încât să dăm practic startul să înceapă odată să fie implementate astfel de tehnici. Cosmin, tu știu că testezi și faci foarte multe lucrări atât tehnologice cât și cele pe care știința le-a adus până în momentul de față în zona asta și în apanajul tău. Dar de aici până a putea fi competitiv e o cale lungă. Vorbeam și discutam că, spre deosebire de alții fermieri, la voi acolo au mai fost ceva ploi. N-ai fost unul dintre cei care n-au făcut deloc producții, numai că prețurile sunt cele care v-au pus capac. Ai avut și niște precipitații în ultima vreme, din ce am înțeles, vreo 23 de litri. Probabil că mulți or să te invidieze. Da. Asta e natura, face și ea acolo unde poate și cum poate și cât poate. Ce poți să schimbi în momentul ăsta la planul tău tehnologic și pe partea asta de cercetare, tehnologie, atât timp când sunteți constrânși de ceea ce ne spunea doamna Alina Mihai? Dacă îmi permiteți o glumă vis-a-vis de cantitățile de precipitații pe care le-am primit, a zice... Am primit 23 de litri, dacă mai vin încă 200, s-ar putea să fim salvați. Exact. S-ar putea. Exact cum și antevorbitoarele mele aminteau, la momentul acesta rezerva de umiditate este nu la un nivel scăzut, este inexistentă, nu există umiditate în sol la ora aceasta. Situația este dramatică în sud-estul României. Nu mi-aduc aminte o toamnă așa de nenorocită care să afecteze și să dea de fapt peste cap toate sau buna desfășurare a lucrărilor pentru înființarea culturilor de toamnă. N-am prins niciodată un an ca până la ora aceasta să nu avem niciun bob de rapiță răsărit. Sigur că viitorul culturii de rapiță din anul acesta stă sub un semn al incertitudinii extrem de mare, în sensul că și dacă culturile vor scăpa, potențialele de producție vor fi diminuate chiar la jumătate. Deci cultura, chiar dacă a început să răsară, trebuie să ne uităm la data din calendar. Mâine, poi mâine este noiembrie, deci iată ultima lună din toamnă. Deja intensitatea nopții a crescut, temperaturile vor scădea, chiar dacă avem parte acum de un eveniment, un moment din ăsta de temperaturi mai crescute, cu siguranță și temperaturile, să spunem, negative vor veni și atunci o rapiță debilă nu va mai putea alerga la maraton, va fi o rapiță debilă care va face o producție foarte scăzută. Și sigur că este grav ceea ce se întâmplă și exact cum discutam și cu dumneavoastră când ați fost la mine în fermă, de bine de rău am reușit să facem ceva producții, am reușit să avem producții ceva bune și la culturile de toamnă și la culturile de primăvară, deci în tot acest context climatic foarte, foarte greu. Dar stăteam și mă gândeam ce fac oamenii care n-au recoltat nimic la culturile de primăvară. Exact până să începem emisiunea, am discutat cu un prieten de-al meu, fermier din zona Ialomița, și îmi spunea: Cosmin, am recoltat 15 tone pe 100 de hectare de porumb. Ce să-i mai spui lui? Ce curaj să mai ai să reîncep? Și
Sigur că dacă ne uităm și ne uităm acum împreună pe OLX, o să vedeți ferme la vânzare scoase la greu. Marea problemă este că nu există nici măcar cumpărători. Și vreau să atrag aici atenția și să înțelegem cât de gravă este problema, pentru că vă spun, niciun fermier nu-și dorește să-și vândă afacerea. Afacerea în agricultură, afacerile pe care noi le gestionăm, nu sunt afaceri imobiliare, la care să spun am cumpărat un teren, mâine mai pun 2 euro, am vândut-o și ăsta e profitul meu. Deci acolo unde se vinde este grav. Este grav și s-a ajuns la un nivel în care pur și simplu să reîncepi este imposibil. Băncile nu te mai creditează, nu mai regăsești, cum să spun, această putere și acest suflu necesar ca să reîncepi activitatea. Și atunci sigur că și noi ne punem întrebarea cum va arăta agricultura anilor următori. Nu putem să negăm că aceste schimbări climatice nu există. Ele există, se fac simțite, să spunem, sau prezența lor este simțită din ce în ce mai mult de la an la an, însă faptul că din 4 ani 3 sunt răi, stai și te gândești, băi, cum să mai mergem înainte sau unde să ajungem? Și da, este clar, cercetarea lucrează. Am avut ocazia să fiu la un congres acum câteva săptămâni, acum 2 săptămâni, organizat chiar în contextul congresului Eurosid, o întâlnire organizată de compania Corteva, unde s-au prezentat soluțiile pe care compania, sigur, le va pune la dispoziție sau, să spunem, perspectiva de apariție a soluțiilor în acest context, iată, și politic, pentru că vedem ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, sunt scoase produse pe bandă rulantă, rămânem fără soluții, dar, din păcate, modul în care cercetarea avansează este unul foarte lent, comparativ cu modul în care se rămân fără aceste soluții. Se prezenta la această discuție că omologarea pentru produs este, sau costurile pentru omologarea unui produs sunt de 5-6 milioane de euro. Deci se discută despre niște sume, cum să spun, fantastice, care ele trebuie recuperate din investițiile pe care noi le facem. Și cum să facem noi investițiile într-un context climatic, iată, din ce în ce mai delicat. Deci, dacă îmi dați voie să spun, este foarte, foarte delicat și va fi o mare, mare provocare pentru fermierii, în special din sud-estul României, să încerce să reușească să se mențină pe această linie de plutire cu pași mici, pași siguri, prudenți în investiții și, sigur, să încerce pe cât posibil să beneficieze de acest puțin de apă care, iată, din ce în ce se devine mult mai puțin. Bun, 10 secunde de publicitate și revenim. Seminis reprezintă un prim pas pentru legumicultorii care își doresc performanță. Am revenit în direct. Îmi spuneați mai devreme că vă gândiți, nu numai că vă gândiți, chiar ați hotărât să renunțați la anumite culturi și nu numai dumneavoastră, mai toți din arealul respectiv fac lucrul ăsta pentru că și-au dat seama că nu poți să rămâi ancorat în niște lucruri care nu funcționează. La ce culturi renunțați și cu ce le înlocuiți? Da. Variante foarte multe de înlocuire, fără nicio posibilitate de a iriga, sunt puține. Noi luăm personal în calcul inclusiv năutul, fiind o plantă foarte puțin iubitoare de apă. Pe de altă parte, evident că ar însemna o schimbare destul de majoră în ciclicitatea noastră și în tehnologiile pe care noi încă nu le stăpânim. Porumbul este cea mai deficitară cultură în acest moment în Ialomița. În zona de din nordul Ialomiței, unde eu mă aflu, posibilitatea pentru irigații este foarte redusă. Avem câțiva fermieri care au încercat prin picurare. Da. Din nefericire, puțurile săpate la adâncimea corectă nu au debite suficient de mari. Noi ne doream foarte mult să mergem în această direcție a irigațiilor, dar ne
ne întristează foarte mult poveștile fermierilor din zonă. Confirm ceea ce spunea Cosmin mai devreme. Suntem într-un moment în care multe ferme sunt puse la vânzare. O speculă extraordinară în ceea ce privește prețurile cu care aceste ferme ar putea să fie achiziționate. E o stare în care, sigur, cum spuneai și tu, trebuie să stăm pe linia de plutire. Mai că oamenii s-au săturat să stea pe linia de plutire. În ultimii 4 ani, în 3 am stat pe linia de plutire. La un moment dat nu mai ați pot. Ați putut să stați. Da, asta, asta spuneam. Sunt mulți care s-au dus sub această linie și care pur și simplu nu mai au. Dacă n-au fost ferme cât de cât capitalizate și dacă tehnologia nu s-a adaptat, din nefericire sunt ferme care sunt în sfera moarte clinică. Mă întristează foarte mult să văd lucrul acesta. Eu, toată copilăria mea, fiind în unul dintre cele mai agrare județe din țară, eu asta am văzut. Am văzut ferme, am văzut fermieri, am văzut tractoare pe câmp. Cu asta am crescut. Se văd acum cum un județ întreg și o zonă întreagă a țării este atât de debusolată. Toate discuțiile noastre cu fermierii din zonă sunt din ce în ce mai apatice, pentru că, exact cum ai spus și tu, Cosmin, de unde îți mai iei entuziasmul? De unde mai iei dorința să crezi că înainte e un drum totuși liniar? Este foarte, foarte complicat contextul. Nu vreau să pară că doar asta fac fermierii, se plâng, dar noi aici expunem o realitate, noi invităm pe oricine să vină în fermele noastre să vadă realitatea și ne-am dorit foarte mult ca în cadrul legislativ să poată să susțină măcar la nivelul ăsta, măcar la nivel de plante ameliorate, să putem să facem față mai bine. Cred că și aici o mare problemă, dar vreau să discutăm după publicitate, vis-a-vis de percepția asta generală cu ameliorarea genetică, când toată lumea are impresia că o să ajungem să consumăm niște lucruri pe care de altfel oricum le consumăm din alte părți, numai că nu le producem aici și sunt exemplele cunoscute. Luăm pauză câteva minute, ne întoarcem după.